conflictul ăsta e, îți spun, el e mult mai complicat. Este mișcarea popoarelor și dacă observi, ei se mișcă mereu de la răsărit la apus. Și înainte, când pământul era mai mic, era numai lume veche, ei ajungeau până la Atlantic și acolo cădeau în apă. Și se mai rămâneau acolo și vadă, veneau alt puhoi. Dar când s-a făcut pod peste Atlantic și peste, ei încep să fac cer cu oameni. Și eu nu știu ce o să fie. Și când se păcea un pic de liniște, începea mișcarea asta economică înapoi. Nu știu, e cultural, economic, că e așa vine înapoi. Dar trebuie să fie stabilitate și pace. Și acum e că a fost stabilitate, pace și s-a mișcat înapoi, a ajuns mai până la Rusia. Dar asta niciodată n-a fost așa. Granița era undeva prin Germania. Înainte era pe la Manș, era graniță. Și nu știu ce o să fie. Poate o să-i oprească și ei o să fie pavăză acolo. Pe urmă, Rusia o să despice în diferite țări. Ele între ele o să fie așa, una mai civilizată, alta mai... Nu știu cum o să fie. E ceva biologie, așa? Eu tare m-am speriat când a spus el cu привестив боеготовность ядерные силы, știi? Atunci mai, că înainte râdeam că e nebun, dar zic, dacă e nebun și приготовит готовность, exact se potrivește, știi? Dar credeți că e în stare să o facă? Eu nu știu sistema așa, cât de deșubrit, cât, ia că acum de cum început să vorbească, cât trebuie să apese butonul. Care e sistemul de siguranță. Asta e mare minune, cum a fost dezintegrarea Uniunii Sovietice fără jertfe de astea. Având arme nucleare, armate, toți, s-a produs totuși tot destul de domol. Chiar în Iugoslavia, că aveam pildă acolo, era mult mai grav. Și aici nu știu cum. Pentru asta și erau conflictele astea locale, astea erau un fel de eșapament, știi, că să iasă energiile astea. Și la noi, la Tiraspol și acolo, în Carabah, și, știu ce. Ca să nu fie... Și acum, probabil, am ajuns la etapă când ea trebuie să descarce. Ca cu tremură, știi, El se adună, pe urmă trebuie să des. Dacă sunt mai multe mici, atunci tu zici că nu o să fie unul mare, da? Dar dacă mult timp nu-s de cele mici, atunci unul se face unul. Eu țin minte cum am aflat prima dată de război, în 14, că asta de acum e. Atunci noi stăteam afară, și anume cu Sandu Cancer, și mai era asta Pojoga, și Pojoga era un prieten care venise din America și care nu înțelegea nic. Dar Sandu tot se uita la mobil și zice, măi, ceva se întâmplă, ceva se... Și el s-a început războiul, știi? Dar de fapt ei numai... Ei doar era fără război tot atunci când au declarat că Crimeea lor. Dar vezi că nu a fost destul și ceva... Aici e foarte simplu, că nu știi de asta, Radu Ștefan, primul și ultimul spectacol acela la Luceafără. Busuioc a făcut piesă, dar el frumos, el a improvizat la repetiții direct, știi, Băgani. Și acolo tot o replică era că, ia că la noi probleme, nu știu ce, așa, imediat spuneți că la vecini mai rău. Și aici tot așa e... Patriotismul ăsta pentru ce trebuie? Ca să motivezi, deși e rău în țară, așa? Dar rău în țară, fiindcă e pur și simplu o pradă. Dar o pradă călor le trebuie, nu le ajunge, nu? Dacă așa e sistemul, cum altfel? Și lumea începe să fie nemulțumită și trebuie să închizi lucrurile. În primul rând poți să închizi prin lipsă de informații. El să știe că la vecinii mai rău și mai rău. Немцы о декларат разбой Руси на 22 июня, да?
Adică ei până atunci erau prieteni de aici. Ha. Și, dar nu era niciun fel de mișcare, dar lumea se temea că, că la Prudecu erau lupte, nu știu ce. Și familia mamei, ei s-au dus în Grătiești la niște rude. Și la un moment dat, ei aud ceva bubuituri. Dar nu era front, frontul era mult departe încă. Nemții au venit cu românii peste vreo săptămână, două chiar. Și s-a urcat pe un deal și văd că fumul deasupra Chișinăului. A fugit repede în cur și s-a întors cu Chișinăul. Mama povestea că ei, adică din amintiri, că Chișinăul arde tot Chișinăul. Ei l-au minat tot Chișinăul și l-au explodat. El era tot distrus, tot centru. Și înțeleg, știi, că explodează stația electrică, nu știu, gara, tot, dar au explodat bisericile, au explodat magazinele, au explodat liceele, au explodat toate astea. Și asta era fapt, înțelegi? Și după asta ei, adică, spun că bă la vaina, front, nu a fost niciun fel de front. Am în Chiev o cunoscută care are soră ei acolo și mereu fiecare zi, știi, și trimite fotografii cum stau ei în subsol și cum interesant. Și eu că spun, sora ei, adică e moldovancă și măritată cu un rus, dar mândoi schieni și ei țin, știi, cu Ucraina, fac patrioți. Asta nu-i drept, știi, că și spune toate astea. Groaznic, mereu, și chiar nu știu, când au început să audă bubuituri, fiecare zi eu cam știu, știi ce spune. Când ați vorbit ultima oară cu el? Ieri, cred că, nu știu. Și ce vă parcă nu mi-a spus nimic ceva special. Ia că sunt oameni care nu vor să plece de acolo cu copii, tot, de care stau și s-a dus soțul ei și cu fiul să iei arme. Au venit fără arme, deci că e târziu, mâine trebuie dimineață, nu știu, și au venit dimineață iarăși. Nu? Și asta zice că Dumnezeu îi scapă, mi se pare, pe ei de nebuniile astea, dar la ei se dau arme la toți. Și asta iarăși e semnul că adică guvernul nu are frică de oameni simpli, așa? Că ei, ci că rușii distrug infrastructura militară ucraineană. Da. Această infrastructură nu se vede. Pentru că ceea ce distrug rușii acum sunt casele... Păi da, dar ei spun că acolo ei sunt. Da. Ce văd eu, sunt foarte mulți oameni civili care suferă. Păi da, asta tot au reușit să o fac. Rușii credeau că o să vină ca în Siria, da? Țic, 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 o să lovească niște puncte și imediat oamenii o să fie cu ei. Asta doar, pe ce se conta? Ei contau pe ceva. Când eram student, ne-a trimis pe noi la practică, tocmai la Baikal. Ne-au trimis acolo, nu vroiam, dar mă rog, ne-au trimis și într-un sat am stat, noi ceva am făcut. Am câștigat mulți bani. Dar i-am văzut pe ei, adică felul, ia ca pasiolog, adică ei munceau pentru cherestea. Se tăiau pădurile, le aduceau pe râu până la Baikal și acolo ceva, făceau scânduri și duceau mai departe. Și erau băieți ăștia, care ei știau că ei trebuie să plece de acolo. Că ei, când o să fie mari, să scape de asta. La ei se numea, de unde am venit noi, Europa. Ucraina, Moldova și Moscova, tot asta e Europa. Și ei vroiau acolo. Și... Adică ei se duceau, îi luau în armată și ei, principalul era să nu se întoarcă înapoi. Dacă ei găseau pe cineva, sensoare să aranjeze și rămâneau în Europa.
Dar aici ei umblau deocamdată, știi, două prizâvnici de-astea. Și liderul lor era un băiat mai, o leacă mai în vârstă, cu 2-3 ani. El era șchiop, săracu, și pe el nu luau în armată. Și el era lider la copiii ăștia. Ei, maximum 20, cred că erau ei. Și eu venit să distreze la noi. Noi eram studenți, știi? Cu fete și tot. Și au venit, adică, să ne bată. Asta era distracția lor, știi? Nu erau ei băieți răi, erau buni, dar ei așa știau că așa se cuvine. Când tribul ebreilor al lui Avram, știi, de acolo e că ei se făcea tribul prea mare, el ca roiu se dedubla, se făceau două triburi și trebuiau să plece în direcții opuse, fiindcă după legea lui Dumnezeu, ei dacă se întâlneau, trebuiau să se ucidă. Așa era sistemul. Dar asta a fost vreo 5.000 de ani în urmă, știi? Dar aici e ca acum. Ei trebuiau să bată. Era un documentar ceva rusesc. Vreo 10 ani în urmă. Dintr-un sat de istă, ea că trece conducta, de unde? Siberia, Germania, da? Și satul acela stă și oh, a nas нет газа, у нас. Я, блин, cum adică conductat? Если б на și ei se plâng, că вот они дают Западу газа, у нас нет. У Запада asta noi suntem, da? Satele nu sunt gazificate. Apeducte nu există. Jumătate de Rusia, că nu știu, canalizare nu. Apoi, ei sunt adică cei mai antiruși, nu? Așa ies, eu nu știu. Iaca cu... Acum mult se vorbește de Holodomor, dacă tu ai auzit, da? Da. Că era... Asta era un proiect organizat contra gospodarilor. Adică să nu fie... Să nu fie mentalitatea asta de gospodar, știi? El dacă e gospodar, el hai că-mi ia jumătate, dar jumătate îmi rămâne. Dacă i-am trei sferturi, dar un sfert îmi rămâne. Apoi, să n-ai tu psihologie de asta, nică nu-ți rămâne. Ei, nică nu-mi rămâne. Tot sunt om, aha, totuși om, acuși îți găsim altceva, știi? Nu, noi, vorbind asta, să nu ne implicăm și noi în jocuri de asta, de război pe calculator. Asta, mie îmi plac de asta. Este Warcraft, mă jucam încă de când a apărut calculatorul, este unul din primele de astea Warcraft, dar aici nu trebuie de făcut Warcraft. Mai mult de astea spiritual trebuie. Nu se poate. Și nu se poate asta să faci simetrie niciodată. Dacă ei sunt rău, răi, tu n-ai voie să fii rău. Ultima întrebare. Dacă puteți, dacă vreți, Cum decideți? Că vă spuneam la început că sunt în oamenii care ne citesc, ne scriu, sunt că au nevoie de un sfat, o mângâiere, un gând așa mai înțelept. Ce să facă? Cum să se comporte? Cum să interpreteze ce se întâmplă, cum să vorbească cu copiilor, cum să fie. Dacă puteți formulați un gând așa pentru moldoveni. Calea cu asta și se începe cu formulările. Tot ce este formulabil, el este temporar. Dar tu vrei temporar acum, în clipă de față, dă un sfat. Păi, cred că ăsta e sfatul care, cum ai spus tu, acum, nu te adresa încolo, atunci, acum. Și în clipa de față tu ai să ai răspuns în momentul ăsta, când tu ai însuși pus în aceste întrebări, este de cu răspuns. Ce să fac? Cum? Tu spui că asta e chin, așa-i? De unde el se ia?
ci tu doar, ia ca dacă nu ești singur, ești, ai copii, ai părinți, ai rude, tu nu le dorești lor rău. De ce nu le dorești? Simte asta, ce înseamnă asta? Nu vă mai întreb de război. Treabă, dar se... vreau să vă întreb despre pace. Cum după stradă? Asta voi știți cel mai bine. Noi? Femeile, da. Noi femeile. Bărbații. Uf.